Astăzi, în a doua zi a operațiunii Jupiter, inițiată de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și derulată în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române, au avut loc operațiuni ce implică efectuarea unui număr de 261 de percheziții domiciliare. 6 dintre acestea s-au desfășurat în județul Hunedoara, în dosare de evaziune fiscală și de lapidare, la o casă de amanet din Deva, unde un angajat și-a însușit aproape un kilogram de bijuterii din aur. Primul dosar vizează infracțiuni de evaziune fiscală constând în vânzarea unor bunuri fără emiterea facturii fiscale și fără ca venitul încasat să fie înregistrat în evidențele societății. Această practică încalcă legislația fiscală subminând integritatea sistemului de impozitare. Al doilea dosar, înregistrat la parchetul de pe lângă judecătoria Deva, se referă la infracțiuni de delapidare. Se reține că în perioada 2022-27 februarie 2024, un angajat al unei case de amanet și-a însușit o cantitate de 947 de grame de bijuterii din aur, evaluată la 294.219 lei, precum și suma de peste 2.500 de lei, cauzând astfel societății un prejudiciu total de aproape 300.000 de lei. În plus, în aceeași perioadă, angajatul a falsificat 134 de contracte de amanet, atestând fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că debitorii contractelor au amanetat diferite obiecte fără a fi prezenți la încheierea contractului. Aceasta a permis angajatului să își însușească sumele menționate ca fiind achitate debitorilor, provocând un prejudiciu de aproximativ 160.000 de lei, se arată în comunicatul Ministerului Public. Operațiunea Jupiter, care a început luni, are loc în contextul unor dosare penale care vizează investigarea infracționalității în domeniile prioritare ale Ministerului Public, cum ar fi sectorul economico-financiar, infracțiunile de corupție și de serviciu, cele de mediu, precum și cele vizând dreptul de proprietate intelectuală.